că este penalti, nu vorbește mult. Dar nu înțeleg schimbarea asta de la un meci la altul. Odată e, odată nu e. Nu știu cum să interpreteze fazele. Mi se par cam slab pregătit din punctul meu de vedere. Ca și în trecut. Ți se pare vreo schimbare cu, de când a apărut sistemul VAR? Da, să stăm mai mult pe teren. Stăm mai mult pe teren. Mai stăm 20 minute în plus, până să hotărăsc ei. Ce să facem? Eu nu sunt aici să critic, dar un meci nu te avantajează, un meci te avantajează, le interpretează cum vor ei, fac alegerile cum vor ei. Noi nu contăm, ei trebuie să fie actori principali. Nu, nu. Știi cine a fost în camera VAR, nu? Știi cine a fost arbitrul VAR? Ișvan Covaci, cel mai bine cotat arbitru. Nu, e prea puțin, prea puțin interesant lucrul ăsta, cine a fost sau cine n-a fost. Important e că noi meciul trecut am avut penalti galben la Ricardinho roșu, mai avea un galben. Făceam și noi prima victorie, poate obținea și noi prima victorie cu penaltul. Nu, la prima contra noastră, hai să o punem pe VAR. Dar asta este, într-adevăr, au avut argumente să dea penalti. Dar nu înțeleg schimbările astea de la un meci la altul, așa. Trec etapele și punctele sunt puține în dreptul Universității Cluj. Te îngrijorează acest lucru? Da, într-un fel mă îngrijorează, deoarece ușor-ușor nu o să mai fie încredere, nu o să mai fie absolut nimic, dar trebuie să fim mai modest, să punem capul în pământ, să nu mai fim așa mândri. Situațiile nu sunt roz. La niciun club din România nu știu dacă sunt roz. Dar datoria noastră este să ieșim din zona aceea, pentru că am muncit foarte mult să aducem. Eu sunt unul dintre oamenii care a pus umărul la reîntoarcerea Universității Cluj în Liga 1. Și numai noi știm cât ne-am chinuit și ar fi păcat acum să dăm cu piciorul. Dar dacă nu ești motivat și nu ești... Noi iertăm pe toată lumea. Noi nu dăm gol cu... Avem faze clare, noi nu dăm gol. Noi iertăm pe toată lumea, dar pe noi nu ne iertă nimeni. Ce să facem? Pe Craiova o iertați etapa următoare? Sincer, nu știu cum va fi teren. Că dacă ploua, cred că dădea și orezul. Dacă ploua la meci cu Sepsi, răsărea și orezul. Mulțumesc. Asta este. O seară bună. Seară bună.